Și astăzi urma să fie examinat procesul privind contestarea acțiunilor procurorului Busuioc de către apărătorul Renato Usatăi. Deci ședința a fost planificată pentru 15:40. Deci ședința a fost amânată pe motiv că domnul Busuioc nu s-a prezentat la ședința de judecată. Deci nu este pentru prima dată când domnul Busuioc nu se prezintă din pricina căruia se amână procesul. Procesul a fost amânat pentru data de 10 mai. Deci, suntem așteptarea procurorului ca de fiecare dată. Deci, sunt să menționez că și la curtea de apel, când a fost examinat recursul procurorului, recursul apărătorilor privind contestarea încheierii lui Pustica, deci, domnul procuror s-a lăsat așteptat o oră și 10 minute. Deci, prin urmare, suntem în atitudine neconștiincioasă a domnului procuror Busuioc. Atunci când apărătorii se rețin cu 5 minute și instanțele judecate dispun examinarea în lipsa apărătorilor sau cel puțin intervin la Uniunea Avocaților pentru a fi trași la răspundere disciplinară pentru abaterile ce ține de întârzieri. Iar referitor la procuror, instanțele judecate se abțin sau în cel mai rău caz nu reacționează.